Consilierii județeni se vor întruni în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2019, începând cu ora 12. Pe ordinea de zi se află și hotărârea privind aprobarea proiectului dotarea infrastructurii ambulatorului Spitalului Județean Călăraș și a cheltuielilor legate de acesta având în vedere oportunitățile de finanțare oferite de programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 8, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, prioritatea de investiții 8.1, județul Călăraș a depus prefinanțare proiectul dotarea infrastructurii ambulatorului Spitalului Județean Călăraș. Proiectul a parcurs etapele de verificare administrativă și eligibilitate, precum și etapa de evaluare tehnico-financiară, intrând în prezent în faza de precontractare. Prin această nouă hotărâre urmează să se aprobe toate categoriile de cheltuieli care intervin pe parcursul implementării proiectului în vederea implementării acestuia.